Edith Media și oferim serviciul flori pentru tine. Ana Petrovna, știm că astăzi sărbătoriți un frumos jubileu. Vă urăm multă sănătate și multe bucurii să aveți din partea celor dragi și, sincer, vă felicităm cu bogăția anilor dumneavoastră. Suntem aici pentru că cineva din departare ne-a telefonat și ne-a rugat să venim la dumneavoastră să vă aducem acest buchet de flori, o tortă și o șampanie, ca să aveți o zi de naștere așa deosebită, specială și să fiți sigură că persoana care a solicitat surpriza, deși este departe, să știți că este mereu cu gândul la dumneavoastră. Ne-a spus că vă iubește foarte mult și astăzi se închină în fața dumneavoastră. Vă sărută mâinile și vă cuprinde dulce-dulce, vă mulțumește pentru tot, pentru că ne-a spus că ați crescut-o de mică. Intuiți cine a solicitat surpriza, da? Din partea Irii. Este din partea nepoatei dumneavoastră, a Irinei, care e de la Moscova. Și ne-a rugat să vă transmitem și mesajul ei de felicitare. Scumpa mea bunicuță, tu ești raza de soare care a pătruns în sufletul meu de când încă eram mică și de atunci îmi luminezi fiecare zi. Ești îngerul care mă ocrotește și mă învăluie cu căldură părintească. Știu tu ești cea care te rogi neîncetat pentru binele meu. Azi, la 8 decenii de viață, mă închin până la pământ în fața ta, scumpă și dragă mea bunică. Îți mulțumesc pentru orice clipă din viața dăruită mie, pentru nopțile nedormite, pentru toate grijile ce rătăcesc în gândurile tale. E rândul meu să mă rog la Dumnezeu de sănătate pentru tine, de putere, de ocrutire, de ani mulți cu multe bucurii de la noi, cei care te iubim enorm. Îți dăruim aceste flori și cu ele un braț de emoții pozitive, cuvinte din suflet, o îmbrățișare caldă-caldă și un sincer la mulți ani, bunica mea cea scumpă. Acest mesaj este semnat de nepoata dumneavoastră Irina de la Moscova. Și acum vă rugăm să-i spuneți ceva Irinei. Irucica, Marcel, Ianucica, Ksiușa, mama, vă mulțumesc tare frumos că nu ne puteți uita și ne purtați de grijă. Vă mulțumesc tare mult și ți voi sănătoși și Dumnezeu să vă ajute în viață, să aveți mult noroc și prieteni buni și căldură în suflet și în casă și mama vă dorește tot cel mai bun pe lume. Mulțumesc că nu uitați de noi. Multă sănătate și sincere felicitări vă spune și nepotul Teodor, care este și complicele acestei surprize, ne-a ajutat cum să ajungem la dumneavoastră. Fie Fediuța, mulțumim frumos că nu ne uitați. Noi de la anii ăștia, iertați-ne că nu știu ce a fost înainte de noi. N-avem nici, cum să vă spunem, nici puterile și ele, nici memorie și ea. De gata anii, nu cum, anii lor. Da. Mulțumesc și sănătoși asta ca la Cuscrălinuța. Doamne, și ei erau gândit. Hai, mulțumim frumos. Doamna Ana, să știți că nepoții dumneavoastră se roagă să trăiți mulți ani, să fiți așa plină de putere și mereu să fiți gata să îi întâmpinați atunci când vor veni acasă. Acum vă spunem încă o dată și noi mulți ani și o zi cât mai frumoasă să aveți. Ну, я тоже поздравляю и что мы дожили, что она дожила уже до таких лет. Ну, и спасибо нашим друзьям, что за поздравления, что, короче говоря, очень мы довольны. Мама мя, но мы де свинка, оф, мама мя, салют мы на та труди, да мама мя. Că mai legăna pe brațe, of, mama mea, și mai mângâiat pe față, mama mea. Azi eu vin la tine, că e ziua ta, măicuță. Sufletul din mine plânge că te faci micuță. Ca o lumânare te topești și doare inima. Vin ca altă dată,
cărușă care mă așteaptă, să deschid îndreabă ușa și să intru în casă unde am prins la viață mama mea.